Bună dimineața, dragii mei! Bine ați venit sau bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi o să vă arăt o rețetă foarte ușoară de rulouri de dovlecei pane cu brânză feta. Sunt atât de bune încât sigur o să le faceți și dumneavoastră. Pentru această rețetă vom avea nevoie de următoarele ingrediente. De 2-3 dovlecei, în funcție de câte rulouri doriți dumneavoastră să faceți. Pentru pasta pane de adâncit felile de dovlecei vom avea nevoie de puțină făină albă, de 2 ouă, de sare și piper, de o brânză feta, eu am aici o brânză feta de calitate grecească din lapte de oaie și capră, de sare și piper, de scobitori pentru prins rulourile și de ulei pentru prăjit. Vom lua dovlecei curățați de coajă și vom tăia felii pe lungimea lor, felii destul de grosuțe, nu chiar foarte subțiri, pentru că dovlecei în momentul în care se prăjesc se vor înmuia. Uitați cât de groase trebuie, de câțiva milimetri. Vom face o pastă din ouăle bătute cu puțină făină și cu condimente. Puteți să adăugați și puțină boia dacă doriți. Puțină verdeață, chiar se poate adăuga un mărar uscat sau puține ierburi de Provence ca să poată da un gust mai bun acestei cruste de ou. Vom bate bine ouăle și vom adăuga făină până când va deveni această compoziție, această cremă un pic grosuță, dar nu foarte groasă. Dacă vi se pare că este foarte groasă, mai adăugați un ou sau puteți adăuga chiar și puțină apă minerală. Nu se întâmplă absolut nimic, dimpotrivă chiar va deveni un pic mai pufoasă această cremă pentru adâncit șovițele de dovlecei. Vom pune la încins uleiul, vom da prin oul cu făina, prin acea pastă, șovițele de dovlecei. Le vom lăsa la prăjit, exact ca pe șnițele, până când se vor lumeni foarte puțin și le vom lăsa la odihnit pe o hârtie de copt sau pe șervete din hârtie de bucătărie ca să iasă tot surplusul de ulei. Le vom lăsa la odihnit aproximativ jumătate de oră ca să se mai moaie puțin, după care vom pregăti dreptunghiuri micuțe de brânză feta pentru a putea umple aceste rulouri din dovlecei. Brânza feta am tăiat-o în dreptunghiuri micuțe. Ne vom folosi de scobitor pentru a putea prinde aceste rulouri. Sunt atât de gustoase încât sigur veți face și dumneavoastră această rețetă. Puteți să umpleți aceste feliuțe și cu pastă de brânză și cu șuncă presată și cu prosciutto, cu ceea ce vă place. Vă recomand această rețetă. Vă doresc poftă bună și o zi cât mai frumoasă în continuare, dragii mei!